Este bine să vă planificați această etapă și această operație într-un timp mai lung, ca să aveți de unde să, cu cine să vorbiți, să aveți o planificare destul de clară pe etape de lucru, astfel încât să nu faceți compromisuri și să luați un meseriaș doar că trebuie să faceți acea etapă din proiectul vostru.